Un alt exponat virtual în cadrul rubricii piese reprezentative din colecțiile Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva este o carte veche care face parte din colecția Bibliotecii Documentare a Muzeului. Propunem în atenția publicului o carte veche, una dintre comorile pe care Muzeul Civilizației Dacice și Romane le deține în biblioteca sa documentară. De data aceasta am propus o carte străină veche, o carte tipărită la Haga, în celălalt capăt al Europei, în anul 1708, în tipografia lui Petrus van Toll. Această carte tratează viața și faptele lui Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, și se axează în special pe expediția lui în Asia, în dorința sa de a cuceri teritorii noi și exotice, ajungând până în îndepărtata Indie. Exemplarul este masiv, legat în pergament, ambele coperți având ornamente aurii. Cartea conține 1023 de pagini și are un aspect grafic deosebit, dat de numeroasele ilustrații, hărți, vignete și inițiale ornate care decorează volumul. Planșele, realizate de artistul și gravorul olandez în tehnica aquaforte, ilustrează scene din orașele pe care Alexandru cel Mare le-a cucerit, dintre care amintim grădinile suspendate din Babilon sau cucerirea cetății Persepolis, dar sunt înfățișate și arme și sisteme militare, precum și hărți ale expedițiilor. Tipărită la Haga în anul 1708, cartea a ajuns în anul 1856 la Orăștie, în proprietatea arhitectului Ioan Hocol. Această carte de la Haga a ajuns cumva într-o bibliotecă hunedoreană. Este vorba despre biblioteca arhitectului Ioan Hocol din Orăștie, care în 1856 se semna pe această carte. Acum noi spunem că este o bibliotecă, deși avem un singur exemplar din această bibliotecă. Și de ce afirmăm acest lucru? Pentru că a investit timp și pasiune și interes pentru elaborarea unui ex libris. El se semnează în trei feluri diferite pe pagina de titlu a cărții. Se semnează autograf, da? El scrie cu mâna ex libris Ioan Hocol, 1856, dar își mai creează și două ex librisuri stampilă. Unul aplicat cu tuș negru în partea de jos a paginii și unul aplicat prin impresiune în partea de sus a paginii și scrie numele său, Ioan Hocol, și faptul că are calitatea de arhitect în Orăștie. Cartea poate fi vizionată în mediul virtual pe pagina de Facebook a muzeului și pe site-ul instituției.